Viitorul Spitalului de Boli Cronice din orașul Solca este în continuare o necunoscută atât pentru angajații unității cât și pentru administrația locală. Începând de vineri, Spitalul din Solca nu va mai primi niciun ban de la Casa de Asigurări de Sănătate dacă aleșii locali nu sunt de acord cu transformarea unității în cămin de bătrâni. Reprezentanții CAS spun că nu ar mai avea nicio posibilitate legală să financeze în continuare Spitalul din Solca. Casa de Asigurări a încheiat acta acțională la contractul de anul 2010 cu Spitalul de Boli Cronice Solca, valabil până la data de 31 martie 2011. În conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 212, acest spital a fost propus pentru a fi transformat în cămin pentru persoane vârstnice. Prin urmare, contractul cu Casa de Asigurări nu poate fi prelungit de la această la data de 1 aprilie. Deci Casa Națională nu mai asigură finanțare din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate pentru Spitalul de Boli Cronice Solca. Nu este vorba de negociat sau nu. Deci noi avem, după data de 1 aprilie, nu mai avem posibilitatea legală de a finanța acest spital. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică spun că pentru ei lucrurile sunt clare și că vineri vor muta pacienții în alte unități medicale din județ. Din două rele, adică desființarea spitalului și transformarea lui în centru de asistență persoanei vârstnice, varianta mai avantajoasă este transformarea. Pentru mine dispoziția este clară. Spitalul se închide și eu trebuie să transfer pacienții în altă parte, conform opțiunilor lor în general, și să redistribui personal. În compensație, DSP propune înființarea unei substații de salvare și a unui centru de permanență la Solca. Primarul localității, Valerut Săranu Hofner, spune însă că primăria nu are de unde să scoată bani pentru a susține noile cheltuieli. Cheltuielile unui centru de permanență tot încad în sarcina Consiliului Local. Utilitățile, lumină curent, lumină, vorbesc, apă, canal, deci plus un salariu al unui șofer și mașină care să fie la dispoziție tot de către Consiliul Local. Dacă personalul medical al spitalului ar avea șanse să-și găsească alte locuri de muncă, primarul orașului Solca se întreabă ce se va întâmla cu angajații TESA și personalul auxiliar dacă unitatea nu va mai primi finanțare. Personalul auxiliar și TESA e o problemă. Deci ei, practic, mâine nu știu ce fac. După mâine, 1 aprilie, nu-și dau seama. E 1 aprilie păcăleală sau e adevărat? Deci eu, dacă aș fi în cazul unui salariat de acolo, eu aș pleca la servici, m-aș duce la servici. Nu am primit, eu nu am la cunoștința mea să fi avut un salariat din personalul auxiliar și TESA să fi primit un preaviz din partea cuiva. Deci, practic, nu se mai respectă codul muncii, mă gândesc aici. Consiliul de administrație al spitalului a decis joi dimineață să nu întrerupă activitatea și să facă în continuare noi internări. Și Consiliul Local al orașului Solca urma să discute soarta spitalului într-o ședință organizată joi după amiază, unde este anunțată și prezența Angelei Zarojanu, subprefectul județului.